Măsuri drastice anuncate de subliniere-ful poliției române după jaful de la sine subliniere-ti. Eful poliției române a fost chemat astăzi, de ministrul Carmen Dan, la sediul Ministerului de Interne pentru a da explicații legate de activitatea subordonaților săi pe tema scandalului pornit în urma jafului din zona sine subliniere-ti, de miercuri, atunci când un subliniere ofer a reclamat la poliție ce a fost atacat de hoci. Numic a fost surpriza omului când a aflat ce oamenii legii erau în tem cu modul de acțiune al hocilor care atacau extrem de des subliniere oferi. Cetălin Ionic spune ce poliția a intensificat patrulele în zona considerat periculoasă, iar în paralel se fac cerceturi pentru prinderea tâlharilor. Eful poliției susține ce în trecut, în zona sine subliniere-ti, au mai fost astfel de atacuri, iar autorii au fost prinși sublinierei de fiecare dat, a spus subliniere-eful poliției române la sediul Ministerului de Interne, conform Antena 3.